Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ideea e următoarea. Dacă pedalezi, ești mai sănătos. Adică asta înseamnă cheltuieli mai mici cu sistemul de sănătate, dacă nu apelezi atât de des la sistemul de sănătate public. Da? De asemenea, dacă pedalezi, contribui la un aer mai curat. Deci, din nou, mai puține boli cauzate de poluare. Deci, din nou, ricoșeul este că sunt mai cheltuieli mai mici în sistemul de sănătate publică. Înțelegi cum se judecă? Idei de afaceri publice. Treaba. Nu, da, adevărul că așa e, societățile responsabile și guvernele responsabile imaginează astfel de moduri sistemice, structurale, de scădere, asta ca să o dăm într-un ton serios. Și la noi nu v-am zis că au ramele noi de metro au locuri pentru biciclete? Poftim. Și nu mai au locuri pentru și cetățeni? Pentru căței. Stai, mă, doar pe o parte câteva scaune și pe partea ailantă sunt, da, spații vaste. Stai mai mult în care să stai ori în picioare ca să călătorească mai mulți oameni odată, da, într-o ramă, ori să poți intra cu bicicleta. Da, asta este, deci, o filozofie mai avansată, investiția asta în sănătatea populației ca să reduci cheltuielile, care în România încă nu prinde, adică la noi guvernul în principiu și puterea politică se feresc, de exemplu, să ia măsuri mai hotărâte pentru reducerea incidenței fumatului, pentru că industria tutunului este unul dintre marii contributori la buget, adică se plătesc taxe foarte mari. Dar o bună parte din banii ăia plătiți de industria tutunului la buget sunt după aceea cheltuiți într-un sistem de sănătate care trebuie să trateze bolile provocate de fumat, care afectează societatea în moduri profunde, că bolile acelea sunt în general foarte traumatizante și pentru familie, nu doar pentru pacient. Adică speranța guvernului nostru este, poate reușim să câștigăm mai mult din ce plătesc ăștia care îmbolnăvesc românii, pe care după aia trebuie să-i vindecăm prin banii colectați de la industria tutunului, de exemplu. În timp ce alții au descoperit alt sistem. Hai să încurajăm pe oameni să aibă comportamente sănătoase, pentru că în felul ăsta vom ajunge cu toții să trăim și mai bine și mai sănătos și să cheltuim și mai puțin pentru sistemul de sănătate. Asta ca să trecem prin teorie, dragi elevi, și acum iată detaliile. Că este adevărat asta? Deci de aproape 20 de ani. Adevărat. E adevărat. De aproape 20 de ani, unele companii olandeze le plătesc câte 19 eurocenți pe kilometru angajaților care vin cu bicicleta la serviciu. Deci de aici fac banii. Da. Și datele sunt după aceea descărcate din aplicațiile de monitorizare pe care le folosesc. Kilometri de la Corbeanga până aici. 20. Măică mea, ești da, nu. Îți dai seama? Te faci milionar. 8 euro pe zi. Da. Da, dar riscăm să vină, riscăm să vină doar de o dată, de două ori pe săptămână. Da. Plus că la noi ar face românii imediat un, ai noștri ar face un țap-țarap cu mai kilometrajul, mult. I-ar pune maimuță și... Maimuța de bicicletă. Da. De la... Olandezii... Stau în Corbeanca, dar stau în capătul ălălalt și mai am de făcut un col. Olandezii pedalează în medie 2,6 km pe zi. Asta cu maimuța mi-aduce aminte de cameramanul de la Tele7, care, mă rog, de șoferul, că vremea aia erau șoferi și cameramani, care au plecat la filmare de la redacție. Redacția era în Piața Victoriei și a plecat pe strada Occidentului, care era în spatele redacției, practic. Adică, literalmente, era strada din spate. Și pe atunci se completau... Foi de parcurs. Cred că și acum se mai completează. Și s-a întors la șeful de producție, a predat foile de parcurs și ăsta i-a zis: bă, nenorocitule, și cum ai făcut-o 4 km și jumătate până pe strada Occidentului, că este în spatele redacției? Ăla pusese și el să-și tragă niște benzină mai mult. Și ăsta a zis: păi șeful, să-l intri și explicație să-i dea. Păi șeful zice: da, eu nu sunt din București. Și nu știu, m-a rătăcit și așa am făcut 4,5 km. Bine, m-am înțeles, te-ai rătăcit la dus, dar te-ai rătăcit și la întors. Bun, ce mai vrei? Autoritățile belgiene au lansat un program asemănător în care navetiștii pe bicicletă pot primi 0,24 euro pe kilometru parcurs cu bicicleta, scrie Spot Media. Mai bine în Belgia. Da. În prima jumătate din 2022, unul din 5 angajați ai companiilor mici și mijlocii a încasat această indemnizație. Deci oamenii chiar se înscriu. În Franța, navetiștii francezi pot primi până la 25 de eurocenți pe kilometru când merg cu bicicleta la muncă. Acolo mi se pare, adică în Olanda, din ce am văzut eu, ea merg nativ cu bicicleta cumva, adică doar că le dă niște bani, bă, dacă tu mergi să le dăm niște bani, dar nu mi se pare că au nevoie de stimulare. Dar știi că Amsterdamul era unul dintre cele mai
aglomerate orașe în anii 70-80, aglomerate în trafic auto. Da. Erau niște ambuteiaje, București e nimic pe lângă ce imagini vedem din Amsterdam și oamenii s-au hotărât. Citeam recent că în Paris, dar uite, trebuie să caut știrea, poate o dăm zilele următoare, că în Paris, unde este o politică de asta de încurajare a mersului cu bicicletă, au creat infrastructură pentru asta, pe principiu că dacă există infrastructură, oamenii o folosesc. Deja numărul călătoriilor cu bicicleta în interes personal sau de serviciu, l-a depășit pe cel al călătorilor cu mașina în interes personal. Nu vorbesc de transportul în comun. Și la Viena am văzut că la un moment dat erau, știi, de obicei vezi pistele de biciclete libere. Păi sunt libere pentru că nu e greu să faci ambuteiaj. La Viena era să mă accidenteze niște cetățeni pentru că aia chiar au reguli de circulație pentru bicicliști pe pistele respective și nu-i interesează. Așa, așa. Sunt e și mai nou bicicletele alea electrice care și merg foarte tare. Da, a intrat unul de la tine, s-a terminat. Dar și la Amsterdam era să mai iau unul pe cadru, că merg ca rachetele și au prioritate față de... Da. Mm-hmm. Păi normal că ei sunt cu pedale. Asta e mai greu să pornești să, la mașina da, pești corect. Pe pedale și... Gata, mă, deci facem bani. Unde ne mutăm? Ne mutăm, nu mai bine i-aducem pe ei aici, adică să facem și la noi asta. Au venit, au implementat o parte din ei niște reguli, dar nu chiar toate. Uite, vezi cât e de dat, n-au zis nimic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.